Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint 3 parfumuri care au intrat în colecția mea. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Primul parfum despre care vreau să vă vorbesc și pe care mi l-am dorit destul de mult este de la Kim Kardashian, Pure Honey. Cutia arată așa, foarte frumoasă cutiuța, cu albinuțe și cu fagure de miere. Este un parfum perfect pentru această toamnă minunată, o toamnă caldă, o toamnă însorită și parfumul arată așa. Sticla, mie îmi place foarte mult, arată foarte bine și cu acest mic detaliu, o albinuță, deja port acest parfum pentru că merge în acele zile călduroase de toamnă, când ai decât un cardigan pe tine și te dai cu acest parfum, un parfum care te învăluie în miros de miere. Haideți să vorbim puțin despre parfum. Parfumul a apărut în 2013, are ca note de vârf floare de mandarin, frezie și trandafir roșu, de mijloc ceară de albină, miere, caprifoi și orhidee, de bază nucă de cocos, vanilie și mosc. Ce simt eu? Simt mierea, simt un pic cocosul și multe flori. Aceste mirosuri le simt eu la acest parfum. Un parfum care mie îmi place foarte mult. Din păcate, el nu prea se găsește peste tot. Eu l-am prins la o ofertă foarte bună pe Parfumo. Tot l-am urmărit acolo și într-o zi mi l-am cumpărat și a venit perfect acum pentru toamnă. Deci este un parfum cu miere. Este un parfum dulce, un parfum floral, v-am spus, cu puțină vanilie, un parfum pudrat, un parfum care te învăluie. Persistența pe pielea mea este în jur de 5 ore, dar el nu dispare, el rămâne acolo și chiar te învăluie, îl simți când îl porți. Dacă vă dați pe haine, ține mult mai mult. Este un parfum care nu deranjează, un parfum de zi, de birou, de o plimbare. Este un parfum chiar frumos și este o cantitate destul de mare. Acesta este primul parfum de care mă voi bucura în această toamnă minunată. Al doilea parfum este de la Escada Candy Love. Escada Candy Love Limited Edition, apă de toaletă, 100 de mililitri. Acest parfum este apă de parfum, aceasta este apă de toaletă. În colecția mea mai am de la Escada și Fairy Love, un parfum mai mult pentru perioada caldă. Parfumul Candy Love, mie mi se pare un parfum la fel foarte plăcut și foarte potrivit pentru toamnă. Haideți să vi-l prezint. El arată așa, așa, deci o inimă, miroase foarte bine, a apărut în 2020, deci este destul de nou, are ca note de vârf măr caramelizat și da, se simte, trandafir la mijloc și de la bază frișcă și vanilie. Din punctul meu de vedere, eu simt vanilia, mărul, acel caramel dulce și ceva flori. Nu pot să-mi dau seama neapărat dacă sunt trandafiri, dar sunt și câteva flori. Este un parfum, cum am spus, dulce, cu vanilie. Este, se simte un pic fructatul acela. E un pic lactonic. Este perfect pentru toamnă. Tot așa, pentru zilele călduroase de toamnă. Îl văd purtat la un sacou, este un parfum de zi, cu o persistență pe pielea mea în jur de 4 ore, dar la fel nu dispare, rămâne acolo la nivelul pielii după ce trece așa cam o oră, două. Pe haine ține mult mai mult, este un parfum destul de tineresc
și ambalajul spune acest lucru și îmi place foarte mult. Pe acesta l-am cumpărat de pe EMAG, a fost la un preț extraordinar de bun, la 100 de mililitri, cred că am dat 100 de lei, bineînțeles cu transport inclus, având Genius. Deci mie mi s-a părut o afacere foarte bună, mă bucur tare că îl am în colecție. Pe acesta v-am spus, l-aș purta acum toamna și îl port acum toamna. Haideți să vi-l arăt și pe celălalt din colecția Escada. Pe acesta vi l-am arătat într-un haul, pardon, Escada Fairy Love, v-am spus. Acesta este puțin mai dulce, mai fresh un pic, îl văd potrivit pentru vară. Uitați cum arată și acesta. Două parfumuri bune, tinerești, nu sunt la prețuri mari. Dacă găsiți cumva o ofertă sau acum de Black Friday găsiți o ofertă bună, nu ar trebui să coste mult. Bun. Și acesta a fost cel de-al doilea parfum pe care mi l-am cumpărat în această perioadă. Și ultimul parfum pe care mi l-am dorit extraordinar de mult și în sfârșit îl am, este Poem de la Lancôme. Așa arată cutiuța și îmi place extraordinar de mult. Vorbim aici despre un clasic care arată așa. Am sticla mare de 100 de mililitri. Este apă de parfum. O sticlă extraordinar de frumoasă. Ce să spun despre parfum? După cum vedeți, deja îl port. Îmi place foarte, foarte mult. Acest parfum Poem a fost creat în 1995. E, și ca să vă spun notele, eu zic să vă luați un ceai sau o cafea, pentru că are foarte multe note, așa cum aveau parfumurile odată în anii 80-90, când atunci chiar aveau multe, multe note. Și haideți să începem. Note de vârf: narcisă, datura, piersică, prună, mac de Himalaya, mandarină, coacăze negre, bergamotă și note verzi. De mijloc: mimoză, floare de vanilie, tuberoză, ylang-ylang, floare de portocal, iasomie, frezie, heliotrop, trandafir și pielărie. De bază: vanilie, floare de portocal, ambră, boabe tonka, mosc și cedru. Este un parfum elegant, feminin, cu o proiecție foarte bună. Pe pielea mea ține în jur de 7 ore, clar. Pe haine și mai mult. Se simte. Este plăcut, este feminin, este extrem de feminin din punctul meu de vedere. Este un parfum complex cu flori albe și galbene, după cum ați observat și voi. Un pic dulce, pudrat, cu vanilie, floral fructat. Este un parfum superb, superb și mi l-am dorit de foarte mult timp. Am prins o ofertă bună pe EMAG și m-am bucurat extrem de tare. Este un parfum elegant, este un parfum care poate fi purtat în cantități moderate și ziua, dar eu îl văd purtat seara la un eveniment special, la o rochie frumoasă, diafană, ceva foarte, foarte feminin. Mă bucur tare mult că este în colecția mea și mă voi bucura în această toamnă. Este un parfum și pentru toate anotimpurile, din punctul meu de vedere. Când nu l-aș vedea purtat, ar fi vara la 40 de grade, pentru că totuși este dulce și este puternic floral și cred că ar deranja atunci. Dar în rest, toamna, iarna, primăvara, este un parfum extraordinar de frumos. Și acestea au fost cele trei parfumuri care au intrat în ultima perioadă în colecția mea. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!